Lumpăzea lui Hristos, cruce cea de viață, făcătoare se înalță, pe calea și suita, iarăși chemându-l pe Adam. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. În 1914, Transilvania era în compunerea Imperiului Austro-Ungar. În primul război mondial au fost trimiși pe câmpul de luptă aproape 1 milion de soldați și ofițeri români, ceea ce însemna aproximativ 18% din populația Transilvaniei. Românii mobilizați erau repartizați în proporție de peste 90% la armata infanterie și trimiși în linia întâi pe fronturile din Galiția, Serbia, Italia, Franța și din 1916 și pe frontul românesc. Pe 30 octombrie 1918, România reintră în război de partea Antantei, Franța, Anglia și SUA, și împotriva puterilor centrale, Germania și Austro-Ungaria. Tot pe 30 octombrie 1918 se constituie Consiliul Național Român din Transilvania, care își stabilește sediul la Arad și ulterior la Sibiu. Trupele române din Imperiul Austro-Ungar aflat în destrămare s-au alăturat Consiliului Național. Ele erau coordonate de un senat militar pentru a forma o armată românească din regimentele ardelenești din Imperiu. Iul Maniu a convocat o adunare a ofițerilor români din Viena și Praga și le-a prezentat situația și intențiile națiunii române. Pe acest fond se creează în toată Transilvania gărzile naționale române. Pentru că s-a demobilizat armata, o parte din soldați vor intra în gărzile naționale române și vor menține ordinea, liniștea publică, vor apăra avutul privat și cel obștesc din sate, din comune, în această perioadă de tulbure și au asigurat desfășurarea adunărilor Consiliului Naționale Române din cercul electoral care vor desemna la Alba Iulia delegații cu drept de vot pentru Marea Unire. Aceștia, care erau în gărzile naționale române, erau, așa cum spune și Ioan Clopoțel, ca și Consiliul Național Române și gărzi naționale române, au cuprins, și citesc din Ioan Clopoțel, ce a avut mai valoros neamul românesc. Pentru că aceștia, care venind acasă după 4 ani, chiar mai mulți ani de front, și n-au vrut să rămână pasivi, ci să se implice în noul așezământ al istoriei, un nou context de unificare cu vechiul regat al Transilvaniei, acești oameni au făcut un mare sacrificiu. Au și înțeles că este un moment important al istoriei. Foarte mulți au rămas neimplicați, le-a fost și teamă să colaboreze cu armata română care intrase în Transilvania. Încă nu se abrogase decretele foarte severe de urmărire penală a celor care au fost în armata austro-ungară și practic erau în disgrație încă, pentru că între guvernul Ungare și guvernul României încă nu se clarificase toate lucrurile acestea care s-au petrecut din primul război mondial și, cu alte cuvinte, unul era frică să intre în noua structură a armatei române, în jandarmeria română. De ce? Pentru că acești bolșevici de care vorbim promovau, mai ales din momentul în care Bela Kun ajunge în martie 1919 să instaureze primul guvern socialist din lume după cel sovietic de care știm din Rusia. Din acel moment, acești bolșevici au fost practic niște propagandiști care lansau tot felul de zvonuri că până la urmă Transilvania va reveni Ungariei,
va fi condusă sub o formulă în aceasta socialistă bolșevică și că cei care nu vor reintra în foștile regimente ale armatei austro-ungare, care primesc altă numerotație, dar erau practic reconfigurate în speranța că se va recupera Transilvania pentru Ungaria. Deci exact aceste amenințări pe care bolșevicii le propagau și toată lumea era foarte debusolată. În situația în care bolșevicii încercau să creeze cât mai multă dezbinare și frică, românii se întorceau cu toată forța lor spre Biserica Ortodoxă, spre Biserica Străbună. Din credința neclintită în Dumnezeu a izvorât și izbânda Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, iar aceeași credință i-a îndemnat să rămână mereu uniți. Poporul nostru a luptat și a sângerat sub steag străin, dar n-a făcut o jertfă zadarnică, pentru că s-au realizat cuvintele profetice ale profesorului Nicolae Iorga, pe care le adresa prin neamul românesc de la 10 august 1914, sub titlul Către românii care cad pe câmpurile de luptă străine. El scria, este o dreptate pe lume. Desigur că este. Și această dreptate face ca orice silință, orice jertfă a unui individ, ca și a unui popor, oriunde și oricum s-ar face, să se reverse peste oricâtă vreme și împotriva oricărei piedici asupra lui. Să fiți deci voioși aceia care, în strigăte de comandă străină, sub steag străin, muriți. Undeva un alt steag se ridică, în măsura în care voi vă cheltuiți vitejia, vă dați sângele tânăr, fără să-l vedeți. El se ridică tot mai înalt, tot mai larg, săltat în sus și răsfirat de fiecare silință deznădăjduită a puterii voastre, care se stinge. Și să știți că urmașii voștri, în ciuda tuturor puterilor lumii, sub acest steag pe care în neștiință și în durere și în întuneric voi l-ați înălțat, desfășurat și sfințit, vor fi toți împreună. Această profeție s-a împlinit. Monarhia austro-ungară s-a brăbușit în război. La Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, s-a deschis testamentul celor ce au luptat și s-au jertfit pentru libertatea poporului și pentru unirea tuturor românilor în statul național din cuprinsul pământului strămoșesc dezrobit. România întreagă era de la început o brazdă sfântă, în care se semănăm sămânța din ale cărui roade abia generațiile viitoare să se înfrupte. Progresele pe care cei buni împreună le-au realizat sunt multe și însemnate. Ele vor fi în continuă ascensiune când, credincioșii idealului național, vom lua marea hotărâre a întoarcerii la Hristos. Fără o generală convertire la Hristos, iar nu numai de indivizi răzleți, nu este cu putință să păstrăm și să refacem sacra moștenire de la 1918 în toată integritatea și autenticitatea ei. Să pășim pe calea convertirii la Hristos, a întregului nostru neam românesc, pe calea biruinței, pe care nicio putere din lume să nu ne-o poată răpi. În anul 1919, trupele române au reușit să intre în Budapesta și să elibereze Ungaria de bolșevici. Cu toate acestea, în țară, în România, se ducea o luptă aprigă pentru preluarea administrației în Transilvania. Mulți au înțeles că singura cale pentru a se așeza administrația este să se pună în aplicare toate
decretele emise de Consiliul Dirigent și aici rolul lui Ioan Vescan este foarte important, fiind într-o zonă foarte complicată, prefect al unui județ în care încă era foarte multă populație însoțată maghiară și mai era și săsească. Dar cele multe probleme le-a avut, într-adevăr, cu comunitățile maghiare, care nu recunoșteau noul regim instalat. Funcționarii nu voiau să depună jurământul de credință față de statul român, deși au fost somați că dacă nu depun acest jurământ de credință, nu mai pot să-și mențină funcțiile publice. Câțiva, foarte puțini, au depus acest jurământ și au continuat să fie în aceste funcții, dar nu erau loial statului român. Mulți dintre ei, practic, erau agenți, s-au și dovedit din aceste documente că erau agenți bolșevici care informau structurile de la Budapesta, maghiaro-bolșevice și, practic, conduceau aceste mișcări irredentiste, practic, pentru că ei n-au acceptat, deci Ungaria, în general, n-a acceptat toată această politică diplomatică dusă în perioada conferinței de pace, n-a acceptat de la bun început linia de demarcațiile, pe care Antanta încerca să o spună ca și graniță în cele din urmă între România deja mare și Ungaria. Și atunci Vescan are un merit deosebit că va purifica în sensul bun al cuvântului acest aparat funcționăresc din multe comune din județul Mureș, a numit funcționare loial statului român și era foarte atent la toate comunicatele pe care Siguranța Generală și serviciile de informații ale armatei le trimitea în teritoriu, el fiind reprezentantul guvernului în teritoriu, de fapt, ca orice prefect. Și personal se deplasa în localități, nu se limita doar să trimite adrese, personal mergea în localități, mai ales în localități unde erau probleme, unde erau mișcări, greve și încerca să potulească spiritele și să se așeze această administrație pe un făgaș în care viața socială, economică, cea școlară, cea religioasă să continue, dar într-o altă formulă. Ioan Vescan, prefectul Mureșului, a încercat, ca și față de consilierii orașului Târgu Mureș, ca de altfel și față de cei de la Reghin, de la Sighișoara, din alte comunități mai mari din județ, încerca ca să lămurească că o formulă de cooperare, de colaborare trebuie să existe și să fie și ei conștienți, deci fiecare consiliu, fiecare comunitate să fie conștiente că nu se pot rezolva toate problemele acestea administrative dintr-o dată, că vor fi niște pași în această unificare și așa s-a și întâmplat, pentru că foarte multe legi de unificare administrativă, juridică, școlară, inclusiv reforma agrară. Știți că au continuat în anii 20, practic, sunt antrenați în aceste mari transformări din viața societății românești. Adepții bolșevismului nu au dispărut în totalitate odată cu preluarea puterii armatei române. Ei au acționat prin diverse organizații, mai mult sau mai puțin discrete, până la revenirea lor în prim plan în perioada comunistă. Istoricii sunt de părere că astfel de ideologii ateiste sunt specifice perioadelor de criză. Toate curentele acestea care apar în perioada de criză, așa cum este finalul unui război, sunt preluate, sunt dospite și în timpul istoriei s-a dovedit în alte situații de criză acestea reapar. Este o ciclicitate a istoriei, o fatalitate că în situațiile de criză reapar aceste probleme și s-a și dovedit că atunci când se instaurează după al doilea război mondial, data asta
comunismul în România. Foarte mulți care au activat, în această perioadă, și dacă nu ei direct, urmașilor sau, mă rog, elevii formați, ca să zic așa, de către mentorii aceștia din prima linie a bolșevicului, ei au fost cei care au contribuit la instalarea comunismului în România postbelică. De aceea trebuie să analizate, considerăm noi, toate aceste documente și găsită corespondența aceasta între cei care atunci, la sfârșitul Primului Război Mondial, deja activau în diferite grupuri sau grupări secrete, în diferite organizații, au continuat și în perioada interbelică, deși au fost niște intervale când au fost scoși în ilegalitate, ei practic au continuat să activeze, aveau publicații, aveau manifeste, aveau un sistem de legătură bine organizat, ca să-mi exprim așa, și aceste idei încă vor circula și vor otrăvi, practic, societatea și chiar vor avea o finalizare nefericită în perioada aceasta următoare. Reprezentanții Gărzii Naționale Române au fost luptătorii din prima linie împotriva bolșevismului în primul război mondial și după terminarea războiului. Realizarea aceasta editorială legată de Mureșeni pe fronturile Marelui Război, care cuprinde listele soldaților din 239 de localități din județul Mureș, a fost continuat de un alt proiect editorial, o carte care se cheamă Gărzi Naționale Române din județul Mureș, editată în colaborare cu Arhivele Naționale Serviciul Județean Mureș, ediție îngrijită de colegul nostru Peter Moldovan, consilier arhivist, la care eu am făcut un studiu introductiv și am arătat că acești membri al Gărzilor Naționale Române au fost foarte importanți pentru că sunt prima pavăză și împotriva bolșevismului, pentru că atunci când ei s-au înscris în aceste gărzi naționale române, până când se va forma jandarmeria română, până când se vor constitui noile organisme de ordine publică, ei au fost cei care au menținut ordinea și au apărat, practic, comunitățile și de aceste manifeste, foi volante, publicații, și chiar au numit acțiuni, evenimente, manifestații puse la cale de către bolșevici în județul Mureș. Și am considerat ca o datorie și morală față de acești oameni, pentru că în perioada interbelică mulți au avut de suferit în momentul când cei care erau interesați să urmărească cine s-a opus bolșevismului în acest areal al județului Mureș, au început să scotocească și să umble pe urmele acestor gardiști și mai ales în perioada 40-44, când se instaurează regimul militaro-hortist, aceștia au fost primii vânați care au mai trăit și, dacă nu, urmașilor. Dar foarte mulți încă mai trăiau, pentru că mulți erau de 20-20 ceva de ani soldați care au intrat în gărzi și aveau în jur de 40 ceva de ani, 50, când s-a instaurat acest regim în perioada 40-44 și ei au avut de suferit prin simplu fapt că au făcut parte din aceste gărzi naționale și vreau să spun că acești oameni au suferit și în momentul acela, 40-44, și vor suferi cei care au mai viețuit sau urmașii lor și în perioada când se instaurează comunismul. De ce? Pentru că o mare parte dintre ei au avut și o activitate publică. Mulți făceau parte din partidele istorice, fie din Partidul Național Țărănesc, fie din Partidul Național Liberal,
fie din partidul Averescan. Oricum, din partidele istorice, care, după cum știm, în perioada când se instalează comunismul, toți membrii acestor partide istorice au fost urmăriți, numai pe simplul fapt că au făcut parte din aceste partide care s-au opus instaurării bolșevismului în România, pentru că curentele circulau din Uniunea Sovietică. Și tot timpul se pregătea societatea ca nu cumva să se întâmple o anomalie, ca să și întâmpla din păcate să se instaureze și la noi acest regim comunist. Deci acești oameni din gărzile naționale au fost urmăriți. O parte dintre ei au fost învățători, preoți și iarăși cunoaștem atitudinea comuniștilor față de biserică, față de prelați, față de elita, practic, a societății și au fost urmăriți, dacă nu le-au spus direct, pentru că nu apare în documente că tu ai fost membru la Gărzii Naționale Române și pentru asta te urmărim, te arestăm, nu apar în această formulă în documente prezentate lucrurile, dar se deduce foarte ușor acest aspect și au avut mult de pătimit. Pătimirile, suferințele le-au adus strămoșilor și mântuirea. Trecuți prin focul încercărilor, ei au descoperit că cea mai puternică armă este credința în Dumnezeu și că dragostea lui Hristos nu poate fi înfrântă niciodată. Noi, prin botez, am primit haruri deosebite. Avem și înger păzitor. De ce nu dați atenție mai multă îngerului păzitor? Știți ce se spune într-un loc? Este cu neputință să nu mori dacă vezi un înger în adevărata lui lumină. Îngerul este cu noi, ne păzește. Hristos s-a întrupat în chip de om, în adâncul mizerii omenești, nu ca să anihileze ființa omenească, ci să o transfigureze. Ați văzut ce scrie la canonul Îngerului Păzitor? Sfinte Îngere, fă rugăciuni de obște cu îngerii, toți pentru mine păcătosul. Și Îngerul Păzitor se roagă cu toți îngerii, că nu refuză, nu-i răspunde, nu vreau. Este o unitate nemaipomenită. Îi place lui Dumnezeu să fie rugăciune și îngerii toți sunt una cu plăcerile lui Dumnezeu. Dar mai spune într-un loc așa: dacă diavolul s-ar fi întruchipat în om, cu degetul mic ar fi putut răsturna pământul, dacă ar fi avut putere de la început. Dar nu mai are putere, decât numai vârful cozii mișcă. Restul nu mai are. I-a omorât-o Hristos. Dar este îngăduit să ne ispitească pe noi, ca, ispitindu-ne, noi să ne încununăm, să ne trezim, să vedem cine suntem. Dracul joacă un rol în mântuire, indirect. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Acum și pururea.